Elevi, părinți și profesori sunt gata pentru un nou an școlar. De la vârful statului, oficialii sunt și ei gata să bifeze festivitățile. Președinte, premier, politicieni. Și începe chiar în câteva clipe discursul președintelui Klaus Iohannis, care... S-a încheiat imnul, președintele participă la deschiderea anului școlar alături de ministrul Ligia Deca, ministrul educației, și au ales pentru acest an o școală din sectorul 1, o vedem de altfel și pe Clotilde Armand, este primarul sectorului 1 al capitalei. În câteva clipe va începe discursul președintelui. Așa cum vă spuneam, politicienii de la cel mai înalt nivel până la cei de pe plan local au dorit să bifeze acest eveniment, începerea noului an școlar, cu diverse discursuri, deși în anii anteriori au fost tot felul de controverse și chiar scandaluri și oameni nemulțumiți de prezența politicienilor. Politicienii nu au ce căuta în școli la deschiderea noului an, nu au ce căuta cu discursurile lor politice, nu au ce căuta să-și găsească voturi în rândul părinților, dar evident este și o tradiție aici și tradiția trebuie să fie respectată. Vom vedea așadar în câteva momente discursul pe care îl va susține președintele Klaus Iohannis.